După Revoluție, atelierele în care nevăzătorii confecționau perii de sârmă, cutii de carton, plicuri, dosare sau alte bunuri au dispărut. Mii de persoane au rămas fără loc de muncă. Pentru ele, închiderea acestor secții a însemnat nu doar venituri mai mici, ci și tristețe, sentimentul inutilității și a lipsei de apreciere socială, izolare. Eu am lucrat în cadrul cooperativei Sporu, unde eram 600 de persoane invalide, printre care vreo 100 de nevăzători. Era o activitate foarte bună, un colectiv foarte bine închegat, aveam de lucru, aveam ocupații, luam și un salar, se închegau multe căsătorii, prietenii și așa mai departe. După Revoluție, cum s-au stricat toate locurile de muncă, așa și la cooperativa Sporu s-a desființat. Și ne-am frământat ani de-a rândul cu această problemă, cu aceste gânduri, până când am spus că trebuie să facem ceva. După 3 ani de alergătură, Vasile Diaconu și Corneliu Gavriliu, coordonatorii asociației Cecitas, au reușit să înființeze prima unitate protejată pentru nevăzători din județul Bacău. Am înființat această asociație cu scop lucrativ pentru înființarea locurilor de muncă, crearea locurilor de muncă pentru reconversie profesională, să aibă oamenii și un mic venit și o ocupație, așa cum am zis mai devreme, să fie bine. Ați reușit să găsiți clienți, să încheiați contracte? Asta este cea mai mare problemă, că nu sunt alături de noi acești directori de instituții și de întreprinderi pentru a ne oferi posibilitatea de a avea de lucru. Deci a încheia niște contracte cu dumnealor. Asociația Cecitas a câștigat o bătălie, nu și războiul cu egoismul și prejudecățile. Nu este suficient să existe un atelier în care să lucrezi, e nevoie și de comenzi. Legea 448 permite firmelor care au peste 50 de angajați să înlocuiască impozitul către stat cu achiziția de produse de la nevăzători. Cu toate acestea, patronii și directorii nu sunt interesați. Ba nu cunosc legea, ba au deja un contract cu alt furnizor. Sumele acestea care sunt datorate de întreprinderi nu sunt foarte mari. De aceea și contabilii sau directorii conducerea acestor întreprinderi nu sunt prea interesați, nu sunt prea, probabil că și ei au mai mult de scris decât de câștigat, dar pentru niște nevăzători care nu au alte posibilități și pentru care legislația încă e șchioapă, ar merita să fac un efort. Care este cifra de afaceri? Noi suntem la început. Cifra noastră de afaceri nu cred că va putea să depășească așa niște cifre exorbitante. Bănuiesc că se va plafona undeva la vreo 30.000 de euro pe an. La ora aceasta, în unitatea protejată a asociației Cecitas, lucrează un angajat și 3 ucenici, care sunt în perioada de probă. Tinerii produc ambalaje de carton, dosare, hârtie igienică și fac lucrări de arhivare a documentelor. Este important acest loc de muncă pentru dumneavoastră? Pentru mine, da, este important. Până acum, după ce am terminat școala, n-am lucrat nicăieri și mi s-a oferit o ocazia ca să lucrez aici. Consider că este important. Deci este singurul loc de muncă pe care l-ați găsit vreodată? Am terminat profesional la Dumitru Manjeron. Tine Chigești, vopsitorii auto. Și n-a vrut nimeni să vă angajeze? Nu. Nu. Ce cauză? V-au explicat? Da. Problema cu vederea. Tinerii nu sunt lipsiți de pregătire. Au urmat școli profesionale, obișnuite sau speciale, dar asta nu i-a ajutat la nimic. Școala specială de nevăzători din București. Cu meseria profilul carton și perii. Și unde ați lucrat? După ce ați absolvit școala? Nicăieri nu mi s-a propus niciun loc de muncă până acum. Ați căutat? Am căutat așa, dar nu mi s-a oferit. De câți ani? De 16 ani. De 16 ani vă căutați loc de muncă? Da. N-ați găsit? Nu am găsit.
Marius Blănaru a mai lucrat ca zilier, dar nu a avut niciodată un contract de muncă. I s-a sugerat că nu este sănătos, deci nu poate face performanță. Un loc de muncă stabil n-am avut. Că nu, tot din cauza problemelor cu ochii, cu vederea și nu te primește nimeni, nu te angajează, nu. Vă spuneau deschis că asta este motivul? Sau... Da, te întrebați și noi cum avem gradul 2, nu te primește. Chiar dacă ai experiență sau spui că ai... Da, și nu te primește nicăieri. E un loc mai retras, mai lucrezi încet, nu te lovești când ai la ce. Asta e. Deci pentru dumneavoastră este important că faceți parte acum dintr-o echipă. E o echipă mică, dar sper să fim activi și să ne ajute cine trebuie. Că și cu doi copii acasă și... Asta e, e greu. Trăim într-o societate în care reușita înseamnă bani, mașini, case. Nu mai înțelegem care e rostul solidarității umane. Nefericiții sorții, concitadinii noștri bat la uși închise când încearcă să-i convingă pe cei care conduc orașul, afacerile sau instituțiile că au dreptul să trudească și să se bucure de rezultatul muncilor. Dreptul la demnitate.